Ok, deci salut oameni și bine v-am găsit la un nou episod dintr-o nouă serie în care o să ne jucăm GTA, o să turnăm niște mașini, să facem șmechere rău. Și pentru că acesta este primul episod, m-am gândit să încep cu cea mai scumpă mașină din joc, care este Adderul, adică Bugatti Veyron, în realitate. Am comandat mașina asta, abia am cumpărat, am comandat-o roz. Pentru că rozul este o culoare minunată. Și da, o să intrăm imediat în Los Santos Customs, unde se tunează mașinile. Și da, aș vrea să-mi spuneți în comentarii dacă vreți să încep să postez video cu GTA, cum ar fi acesta, în care pur și simplu fac o mașină cât de șmecher mi se pare mie că pot să fac. Așa. Că mă aici headlights. Chestiile astea gen cu vopsitul și cu lumini pe din pe dedesubt, dacă o să pun, o să le fac ultimele. Doar așa, pentru că prima oară vreau să fac mașina și după o să-i văd culorile și așa. Ce culori s-ar putea fi mai bine. În mașina asta m-am gândit la culoarea aceasta, Midnight Purple. Este așa un negru care pare mov. Așa. Se băgă în chestiile astea pe gocet? Hai să le băgăm. Windows le băgăm limo să fie negre. Și hai să începem să facem mașină. Respray bun. Ok, deci primary color. Ducem la metallic. Midnight purple. Uitați culoarea aceasta, ziceam eu. Nu știu, mi se pare că arată foarte bine. Adică este așa mov. Neagră, nu știu exact. Oricum, mi se pare că e neagră și are așa o tentă de mov. Așa mi se pare mie. Sau poate e mov și are o tentă de negru, nu știu. Bun, secondary. O facem aceeași culoare sau wine red? O arată bine așa. Sau ia stai să ne mai uităm. La chestia asta nu m-am gândit. Ce să-i punem a doua culoare? Să facem tot așa, să fie, uite, bright purple. Cred că e bine. Ia să vedem cum e și mașina. Deci bă, mie mi se pare că arată foarte bine. Ia să vedem. Am uitat ceva, bă. Am uitat să facem cum zice, fumul care este din roți altă culoare. Așa că hai să ne întoarcem să-i facem și fumul ăla. Se pune și lumini pe dedesubt, ce ziceți? Ar fi o idee să-i punem lumini pe dedesubt. Nu știu. Hai să ne uităm, deci lights, neon kits, neon layout, toate părțile, ei, facem așa, black light, tot așa să fie așa un mov. Și după aia să-i facem la wheels. Wheels, să facem și ăsta tot purple. Și să vedem acum cum arată mașina, deci i-am pus lumini și fumul care ieșea alb, acum o să iasă mov. Nu știu, mie îmi place cum a ieșit mașina asta. Dacă vă place și vouă, nu pot să vorbesc, aparent. Bun, deci dacă vă place și vouă cum arată mașina și vreți să postez în continuare video-uri de genul în care tunez mașini sau pur și simplu video random în GTA 5, ok. Conduc foarte bine, ce să zic. În fine, deci dacă vreți să vedeți în continuare viitor cu GTA 5, lăsați-mi un comentariu și wow. De că conduce foarte bine. Deci lăsați-mi un comentariu în care spuneți: "Bă, nene, mai fă pe GTA 5." Și eu am să fac în continuare. Oricum, până la viitoare. Eu am fost Dagger cu Adderul meu, care deja e bully pentru că eu sunt un șofer extraordinar. Ok. Deci, da, până la viitoare, eu am fost Gărgăr Pag. Poftă lume! Pa!